Poți să-ți ofer ceva de băut? Ce să fie? Un cocktail. Un cocktail? Băiete, un sex on the beach pentru frumoasa noastră clientă. Dar de unde știi că îmi place cocktailul ăsta? Hey, am văzut ce ai comandat serile trecute. Pentru că așa frumusețe ca tine nu poate trece neobservată. Poftim. Să nu bagi în casă, că din aia ai făcut la Xerox. Păi, dar de ce plătești? N-ai zis că ești patronul? Ah, da, da. Nu vreau să încurc pe ăștia cu banii de la caserie. Da. S-a întâmplat ceva? Nu. Dar nu ți-e frică să umbli cu o sumă așa de mare de bani la tine? Ce dragă asta? E sumă mare? No, asta sunt niște bani de țigări, de fapt. Apropo, fumezi? Nu. Nici eu. Da, am luat banii ăștia ca să fac în seara asta cinste clienților fumători. Uite, deja avem o chestie în comun. Suntem nefumători amândoi. Și sunt sigur că mai avem și altele. Nu vrei să vii într-un loc mai retras ca să ne cunoaștem mai bine? Ok. Hai. Pisica, stai că poate să intre oricând pupăză. Nu vine, măi, că o vrăjește pe aia și noi terminăm repijor. Hai mâinile sus. Noi ne schimbăm pupăză ca să fim fresh pentru clienți. Da, iură. Zic că m-ai adus direct la o porgie. Ai greșit adresa, perversule. Stai, dacă că nu e vorba despre ce. Da, ce mi-ați făcut, mă, idioților? Mă, de ce v-am angajat eu? Ne-ai angajat pupăză pentru că tu ești un om tare. Tare prostiu. Nu, un om tare bun. Bun, da. Bun. Și de ce nu sunteți jos? Nu suntem, pentru că noi doi ne-am gândit că ar trebui să lăsăm puțină intimitate. Exact. Mă, eu nu v-am angajat ca să-mi purtați mie de grijă. Că dacă vreau intimitate, vin aici. Dar observ că tocmai aici nu am loc de voi, că voi vă iepuriți. Da, iepuriți. Să știi că n-am făcut ceea ce crezi tu. Nu. Da? Pentru că n-ați apucat, am venit eu. Din clipa asta, nu aveți voie să vă iepuriți în bar nici ziua, nici noaptea, nici niciodată. Că altfel vă dau afară. E clar? Clar. Ce faci, mă? Ți-ai luat lenjerie de damă pentru misiunea undercover? Ce lenjerie? Cum? Ia uite! Ia uite! Găsești. Ia uite! Stai, mă! Stai, mă, un pic! Las-o! Las-o! Măi! Înseamnă că s-a lucrat, da? Nu e la nicio cas! E, nu! Nu! Te-a prins! Că... Abar n-am alut ce e! Zici ce-i cu ei atunci? Ah. Poate infestați! Da! De la proponitoare... Dintre asta, pe care noi o anchetăm și a dracu ca să răzbune, ne-a vârât în focană sau în fum poznar. Și de atunci putem să-i aruncăm, nu? Ha? Exact! Eu arș! Aruncă-te-i, măs! Am scăpat! Ce-ai mai avut prost de făcut sau ce-i de ești așa cătrănit? N-ai tu treabă! De fapt, văd că nu mai ai nicio treabă cu casa asta. Ia uite ce-i în jur! O, disperatule, că tocmai voiam să mă apuc să strâng. Dar dacă mă tratezi așa ca un sclav, să știi că nu te ajut! E, să știi că nici n-am nevoie de ajutorul tău, trântore! Că mă descurc și singur! Ha!
nici izbatine orică te descurci fără mine. Hai, descurcă-te, că eu sunt trântor. Și trântorii nu circulă pe întuneric, că sunt insecte diurne. Da? Foarte bine, ofticosule. Atunci o să chem un electrician. Dar să știi că o să-l plătești și din banii tăi, pentru că tu ești coproprietar. Așa să faci. Dacă nu faci mai întâi un infarct, nu-i auzi prețul. 3, 2, 1... Cut! Auzi, Gogule? M-am gândit eu mai bine și cred că ar fi cel mai bine să o repar tu. Că cine știe peste ce tentativă de electrician dăm și mai rău ne strică instalația. Vrei să luăm foc, Doamne ferește? Zic că ți-a dat un preț astronomic. Hai, recunoaște. Dacă vrei să te ajut, roagă mama, că sunt trântor. Da? Da. E atunci să stai în beznă, slăninosule, că eu nu o să mă ploconez la tine niciodată. Niciodată să nu spui niciodată? Dorm, dă-te din casă, mă! Ordinarul ăsta pândește la gaură, Chin! Ia uite-l! Ce cauți, mă, aici? Mă, te-a trimis de mer Nicola Bodyguard? Sex guard, vrei să zici? Ce sex la guard, mă, crezi că mie merge de asta? Eu am venit aceea ca să scap de cutremur, că la noi acasă nu-i curent, deci nu-i nici lumină. Și dacă vine salvatorii să ne salveze, ne scoață din dărmător, nu poate ne vază. Și muri dracu acolo. Hai, noapte bună, că eu mă culc. Ce facem cu asta? Îl scoatem de aici. Cum îl scoatem de aici? Cu metoda clasică. Că macara n-avem. Hai deodată. Mărlănele! 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 Ți-a fost dor de mine? Tare, nu? Nu! Rămâi îmbrăcat așa ca să inhibăm pasiunea. Hai, noapte bună!
iau comanda. Că se uită ca curcile în lemn. Zica, mai lasă-l un pic, că poate nu s-o hotărât. Ne scuzați, ne ia și nouă cineva comanda. L-ați făcut cumva vreun semn și n-am venit? Ce vă răstiți așa? Spuneți! Păi, stăm două oră cu meniul în mână. Păi tocmai de asta n-am venit. Că da senzația că nu v-ați hotărât. Sau nu sunteți în stare să țineți minte ce vreți să beți? Fată, asta ne-a făcut proaste. Cine, eu? Poate măta. Asta, mămițica voastră. Da, șef. Femeie, tu ai luat o razna? Se poate, bubăsă, se poate. Că nu s-a obișnuită să fiu abstinentă. Și n-au trecut nici 24 de ore de la interdicție. În curând s-ar putea să nu mai răspund pentru faptele mele. Ok, ok, vă ridic interdicția. Dar să dea naiba să faceți ceva, că sunt eu incintă, că vă dau interdicție să intrați în bar. Dar mi-te... Da, șef, da, da. Am pierdut, nu am pierdut nimic, nimicuța, am găsit niște fermeturi de măglotea la șale toată noaptea și pe ce am curățit, ce să... Așteptam iasă, că-mi parcă eu cu mânuța mai scosa sunt din gunoi. Popăneț! De ce pe dintr-astea, netrebnicule, vrei să pară că sunt scrălozat al dracu să fii? Mă, dar nu ți-l dau pe cârcă pe Basilică, țar botu al dracu! Da, mă, și marmota împăturea covertura. Hai, mă, mă lași! Zi mai bine că ai stricat intenționat! Ca să nu plătești factura la curent. Chitră ce ești. Nu sunt chitră. Dar știi ceva? Mie nici nu-mi trebuie lumină. Pentru că eu noaptea dorm nu ca alții care nu sunt destul de obosiți pentru că nu fac nimic toată ziua. Sigur. Noroc, Ogoașă. Popăză, hai că-ți repar eu lumina. Gratis. Ca să mă refășesc, mă, pentru ridicarea interdicției. Păi atunci a fost ce mai să... Dar fii atent. Fii atent, dacă te electrocutezi, eu nu-ți plătesc spitalizarea, pentru că nu ești în timpul serviciului. O faci în timpul tău particular, da? Bine, mă. Noroc, Ogaș. Noroc. Strazare. Haide! Ce? Haide! Ui! Hai, și-a format la cufrigăria din strada Leonida! Haide! Stai, mă, să-mi iau dotarea, mă! Mă, nu trebuie, că hoția oricum o fugim, mă! Mergem acum să luăm probe cât sunt calde! Adică covrinci! Hai! Hai, te dracu, tu-ți bagi joată mine că te joacă picioare! Nu, mă, nu! Covrinci chiar sunt probe, ce naibii? O miște de hoți n-au avut ce să ia de covrinci! Hai să hai! Să merg! Vai, dacă ai ști când m-am rugat să revii, ca manole pentru Ana. Ăla nu-și dorea să vină, Ana. Nu? Vai, ce neserios! Te agiți degeaba, nu mă interesează pervers și eu sunt o femeie serioasă. Dar nu sunt pervers. Aia a fost o neînțelegere. Cei doi sunt angajații mei. Ei sunt soț și soție și își doresc foarte mult un copil. De-aia le-am pus la dispoziție birou pentru că ea e la ovulație și nu ratează nicio șansă pentru că săracii n-au bani. Că tu știi cât costă o inseminare artificială? Vorbești serios? Vorbesc așa cum sunt. Atunci îți mai dau o șansă. Mă scuzi, mă duc să mă pudrez. Sigur. Baie acolo. Gata, patrone? Ai împăcat-o? Păi normal. Putea să reziste farmecului meu. Apropo, vreau să faci și tu puțin curat, că vreau să-i fac impresie bună. Și pe Gogo nu pot să-l pun, că ne-am certat. Hai, 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 că te revanșez, că v-am dat liber la hormoni. Iar o duci în birou? Dragă, o duc acasă. Hai, fugi. Unde? Acasă.
mers. Păi zice? Și mă mătru. Oh, hai. Bine, mă, o să mă schimb. Șefa, ce faceți cu... În niciun caz ce-ai vrea tu, obsedatule! Măi, tu nu crezi că ai cam întrecut măsura de data asta? Cum îți permiți să-mi aduci asemenea lucruri la birou? Dar eu nu am... Sunt... Dar cine, mă, Chiorete? Da! Adică nu! Sunt confiscat de la un traficant de branduri false. Și am adus aici ca probă a flagrantului. Dacă vreți, puteți să-i luați dumneavoastră așa ca pe un trofeu. Bă, tu ești ciudat rău. Mișcă imediat și fă-mi raportul jafului de la covrigărie. Hai! Da, poți să stau aici? Nu! Nu poți să stau? Nu! Ce faci, pisica? Șmotru, nu se vede! Că m-a pus chitra să mă revanșez că ne lasă să ne iubim. Vezi cât te fac pentru noi. Mernicu, nu e ajuns că m-am oferit eu să-i repar lumina pentru treaba asta? Te mai sclavagește și pe tine. Da. Auzi, pisica? Da. Suntem singuri în viu. Stai, că dacă ne prinde rane de interzis pe viață, că suntem pe teritoriul lui. Abține-te. Abține-te. Pisică. Asta e sanctuarul... sexului? Da, bă, da, și bănuiesc că o fac aici la tine ca să nu pierd asta, ovulația, nu? Ce ovulație? Exact cum așteptam mincinos să că nu e vorba de... Gata, gata! Asta a fost picătura care umplu paharul! Afară! Afară! Din casă? Și din casă, și din bar, și din toate, și din viața mea de peste tot! Stai, mă, pupăză, stai puțin, că nu-i în ceea ce crezi, eu o resuscitam pentru că s-a curentat când îți repară ție lumina! Foarte bine, foarte bine, resuscitează-l, că i-am spus că nu-i plătesc spitalizarea! Da, da, dacă îi dai afară, va trebui să plătești că ți-a reparat lumina și electricienii sunt foarte scumpi! Ok, ok! Dar să știi că asta este ultima șansă, pentru că s-au adunat deja foarte multe iertări și eu nu sunt popă. Da, ești un bun. Dar mai faci ceva pentru mine. Ai șantajat un electrician de ți-a reparat instalația? Umorul pe tine tone, ca slănina. Dar o să-ți piară, că te-am avertizat că plătim nemțește. Hai, scoate jumătate din bani, că ești coproprietar. Dă-mi 10 milioane. Cât, mă? Cât auzi? Că lucrarea a făcut 20. Și dacă nu mă crezi, uite, întreabă-o pe Emma, că era aici la curățenie când i-am plătit meseriașului. De, mă? Dacă ți-ai făcut ambiție ca prostul și n-ai vrut tu să repari, acum plătește. Ok. Plătesc, mă, plătesc. Vezi? Eu nu sunt chitră ca tine, mă. Da. Ah, da, sunt. Sunt, sunt seroxuri? Exact. Ca un prumutașul de la tine tehnica. Că dacă suntem parteneri, trebuie să împărțim tot, nu? Nu? Gogule, dă-mă bani din aia adevărați. Ah, de-aia n-am. Unde zici că e trofeul pe care mi l-ai adus? Nu știu, șefa. L-o fi luat Chiorete. Să ce, mă? Să-l poarte puțin că e pervers? Nu, șefa. Haideți că vă spun adevărul.
Lenjeria aia lui Chiorete. Adică, de fapt, e o are de la fosta lui prietenă, aia de care s-a despărțit în Spania. Și pentru că e nostalgic, o poartă tot timpul la el. Eu n-am vrut să vă spun asta până acum, ca să nu-l pun într-o lumină proastă. Corect! Decât o lumină proastă, mai bine o minciună proastă. Nu mai bine spui tu adevărul la adevărat? Care, șefă? Ăla care să-ți aducă o interdicție să te apropii la mai puțin de 2 metri de mine. Mai exact, că tu ai luat lenjeria sperând că am pus-o pe mine, obsedatule. 2 metri, ai înțeles, perversule? Că dacă nu te mut la secția unde activează Mateescu. Mamă, țărănoiu, n-ai de așa te răzbun tu? Bine. Cum a fost tu? La. Dar de unde știai că îmi place cocktailul ăsta? Am văzut ce ai comandat seară de seară. Pentru că o așa frumusețe nu poate să treacă neobservată. Ia-l pe ăsta. Am uitat cocktailul pe masă. Și el am văzut după aia, da. Zic cocktailul. Asta-i cu treburi.